Salut! Tocmai reușim să plecăm acum de la Telstra Tower, practic turnul pe care îl puteți vedea acum în față, luminat. Este o seară de vară, am ieșit câțiva motocicliști, am reușit să ne sincronizăm la plimbarea asta de seară. Suntem undeva la vreo 16 motocicliști, cred, n-am apucat să-i număr încă pe toți. Abia ne-am reunit și am pornit motoarele de către o plimbare nocturnă prin oraș. Acum iată că s-a dat startul. Coborâm de la turnul acesta care e situat pe un deal și mergem către centru. Sunt câteva serpentine și îmi plac foarte mult. Trebuie să mă concentrez puțin la drum. Liderul acestui grup e un Kawasaki Enduro. Cred că e mult mai manevrabil, n-am încercat, tot am zis că încerc, dar cu timpul ăsta nu prea am mai reușit, dar o să fac și pe asta. După cum v-am zis în trecut, în episoadele anterioare, puteți vedea lumina asta că nu e suficient de puternică pentru a conduce și încă nu e noapte afară, după cum se poate vedea, doar așa pe amurg. Mai trece câte o mașină de asta să-ți dea emoții, să strângi de ghidoane. Mai ales că ești la vale și e cam riscant să forțezi frânele. Mai ales aia pe față, casa pe spate nu prea e așa de eficient în momentul când ești la vale cu motocicleta. Hai să o ard un pic, să-i dau viteză. Hai că ăsta i-a dat viteză și mai mare, uite încă unul. Nebuni! Asta e foarte important în momentul în care mergeți într-un grup și nu sunteți de teapa lor, să zic așa, ca și experiență, să nu vă forțați limitele. Știți cât puteți, important e să ieșiți la distracție, nu să ajungeți la spital într-un final. Să ajungeți la destinație, mai devreme sau mai târziu, important e să vă țineți ritmul, să nu luați vreo trântă. Cu timpul, căpătând experiență, poți să faci și tu la fel, nu vă recomand depășirea asta pe linie continuă și în viraje și noaptea, dar acum fiecare e liber să facă ce vrea. Cu ocazia asta e bine că am mai întâlnit și câțiva împătimiți ai motoarelor. În seara asta am făcut cunoștință cu mulți din acest grup. Am făcut oarecum niște bisericuțe, că practic nu poți să faci o ședință, ne strângem toți în cerc și ne apucăm fiecare să vorbim, ci ne facem grupulețe și ușor-ușor ne cunoaștem, ne spunem din noi experiență și așa mai departe. Hai că ne-am reunit la aici la intersecție, la cedează asta. Asta înseamnă să ai un lider cu experiență în grupul tău. Practic trebuie să aștepte, cam asta e obligația liderului de grup, să aștepte toți motocicliștii, că în caz de Doamne ferește nu vine cineva, să se întoarcă cineva să vadă ce s-a întâmplat. Aici nu era decât riscul să ia vreo căzătură, că practic nu aveai altă intersecție să greșești, să faci stânga sau dreapta, dar în special la drumuri de-astea prin oraș și unde sunt semafoare, de obicei liderul grupului trebuie să se asigure că toți motocicliștii îl urmează și nu a făcut vreunul stânga sau dreapta la semafor anterior și s-a pierdut de grup. Da, iată că tocmai era să o comită motociclistul din față. A ridicat ușor pe o roată și era să încalece bordura. Nu era prea... vreun moment prea ok pentru asta, dar asta nu trebuie să o facem noi pe eroi și pe grozavi. Trebuie să ne vedem de drum. Ăsta e un drum care îmi place foarte mult. E practic o șosea auxiliară care merge pe marginea lacului. În partea stângă se vede lacul printre vegetația asta, destul de deasă de copaci. Iată că în momentul ăsta vedem lacul. E un drum foarte, foarte bun. Limita e 80 la oră, adică e ok pentru o plimbare chiar și așa pe înserat.
Se pare că s-au mai limitat la condusul ăsta agresiv și au făcut prietenii mei de amplaua pe serpentinele astea la vale. Acum mergem toți exact așa cum trebuie să meargă un grup organizat, în zigzag, după cum puteți vedea pentru cei care au experiență în motociclism. Acesta este sistemul de mers în grup, practic în zigzag. O motocicletă pe stânga, următoarea pe dreapta, înțelegeți ce vreau să zic. Astfel se pot evita foarte ușor acroșajele între membrii grupului și în același timp te poate atenționa cel din fața ta în momentul în care apare un obstacol pe drum. E o imagine superbă cu cerul acesta și mai ales cu stopurile motociclistilor din față în momentul în care intră într-un viraj, se văd așa numai niște puncte roșii, ceea ce e super, super frumos. Îmi place foarte mult motociclismul și mersul ăsta în grup. E cam greu însă că ne sincronizăm cam greu să ieșim toți. Unii lucrează, alții sunt plecați din oraș, unii dintre ei au alte, știu eu, joburi de weekend. Fiecare, până la urmă, n-are nicio obligație să iasă în grup, fiecare iese când poate. Dar important e că reușim din când în când să ne sincronizăm cât mai mulți, mai ales acum că a venit și sezonul ăsta de vară. Avem prieteni deja care și-au programat orele la școala de pilotaj pentru a-și lua permis de motocicletă, deci vom fi din ce în ce mai mulți. Asta e minunat. Mare atenție când mergeți în grup, să vă uitați în permanență în oglinzi, mai ales dacă nu sunteți ultimul. Mă refer aici în special la motociclete, pentru că ați văzut mai devreme, am mers pe partea stângă și băiatul ăsta m-a depășit prin dreapta. Nu cred că era prea drăguț să nu fi fost atent în oglindă, să fi încercat să tai curba aia și să mă trezesc cu celălalt participant la trafic înfipt în mine. Iată ce frumos se văd luminile, stopurile motocicletelor din față. E absolut superb, deci se face pielea de găină pe sub echipament. Acum ne pregătim să trecem practic peste un baraj, de lacul ăsta de acumulare, să zic așa, un lac creat artificial în centrul camerei, care desparte nordul de sud. Un lac destul de mare, curat de altfel, e exemplar. Se pot efectua tot felul de sporturi de agrement, de la pedal, kayak, înot. Poți închiria de asemenea și o barcă din aceea de mici dimensiuni cu pânze. Există și plimbări de-asta de agrement cu un vaporaș. E un fel de herăstrău de vreo, nu știu, 5-6 ori mai mare probabil. Foarte curată. Puteți căuta pe internet, se numește Burley Griffin Lake. Fiind un lac artificial, a fost construit în 1963 și știu că în dreptul barajului, unde mai devreme am trecut cu motocicleta, are cea mai mare adâncime, undeva la 18 metri. Printre motocicletele din grupul de astăzi se află Kawasaki, Honda, Suzuki, Triumph, Ducati, chiar am văzut. Iar cea mai prețioasă din grup, cred că este GSX-R de 1000. Abia a cumpărat-o prietenul ăsta al meu, a dat pe ea vreo 23.000. Cred că n-are 400 de kilometri la bord făcut de când a cumpărat-o. Noi îi spunem calul alb. E un Mustang. If you're gonna...
traficul infernal al Camberei zi de zi. Poate la orele de vârf e ceva mai aglomerat, dar în general cam bate vântul, după cum puteți observa. Am cam ocupat întreaga șosea cu nostru mare de motociclete. Din sens opus vin mai multe mașini, dar nu ne deranjează cu absolut nimic. Sunt foarte puțini dintre șoferii care circulă în Canberra care depășesc viteza legală pe segmentul de drum respectiv. Din cauza aceasta sunt și foarte, foarte prudenți, pentru că așa au învățat ei de când au luat permisul. Sunt și amenziile usturătoare și punctele de penalizare pe care le primești. Le cam ții după tine, le tragi după tine vreo 3 ani de zile. Deci asta înseamnă că dacă ai strâns 12 puncte în 3 ani de zile, ai rămas fără permis. Până la urmă, tot cu militarie faci treabă. Se pare că au reușit să reducă foarte mult numărul accidentelor. Și e clar că din cauza asta, în primul rând, consider că e importantă și educația, după care amenziile, punctele de penalizare și altele. Dar în momentul în care ai probleme cu educația, nu cred că vei reduce prea curând numărul de accidente rutiere,